Bună ziua! Bine ați venit la Comentologie! Să-i dăm drumul! Să observăm că ritualul izbăvirii în sănătatea din România a început așa cum începe totul în armată, cu stângul. Un incendiu a avut loc în urmă cu o săptămână la un pavilion al Spitalului Matei Balș din Capitală, pacienții fiind evacuați. Conform ISU și Ministerului Sănătății, trei persoane au fost găsite carbonizate, iar o altă persoană a fost declarată decedată la scurt timp. O altă victimă a fost găsită ulterior în baie, carbonizată. Între timp, numărul victimelor se ridică la 11. Coordonatorul de seura Aed Arafat s-a enervat când a fost întrebat cum este posibil ca după tragedia de la spitalul din Piatra Neamț să se întâmple încă una de o asemenea amploare. Este revoltă în capul dumneavoastră, i-a spus el jurnalistului care l-a întrebat cum s-au derulat controlele din spitale, controle ultra-promise și mega-anunțate. Unde sunt controlele, domnul Arafat? Unde sunt toate acele măsuri promite? Domnul Ministru, ea a luat a trecut niciun an de atunci, să arde Nu se să putem să-l filmăm deloc. Nu se poate așa ceva. Așa e, e de neacceptat. Am o rugăminte, dacă ați venit să urlați la noi, aici intervenția v-a explicat. Deci vă rog foarte mult, ascultați-mă foarte bine. Urlați dumneavoastră acum toți colegii dumneavoastră au s e revoltă, comportat e revoltă revolta în uble. capul dumneavoastră acum până vedem e care este românilor, situația. Deci, vă rog, în spitale rog, sunt pacienți care ard în spitale. Este revoltă în capul dumneavoastră. Eu zic că Raeta Arafat ar trebui să spună mersi că în capul omului care se găsea în imediata sa prezență era revoltă. Pentru că în capul meu de pildă se găsește cu totul și cu totul altceva decât revoltă. În capul meu pregătite pentru Arafat sunt câteva lucruri și proceduri care, precum incendiul de la Balș, sunt incompatibile cu sănătatea și foarte compatibile cu neplăcerea. Așa că poate șeful DSU ar trebui să fie recunoscător că tot ce avea reporterul în cap, în suflet și în simțiri, era revoltă și nu erau altele mai crunte de atât. Și să mai zică mersi și că mulțumită noilor descoperiri tehnologice, microfonul gazetăresc este acum minuscul. pentru că probabil că dacă ar fi un microfon de vreo câteva chile și de dimensiune exactă a unei bute de baseball și la câtă furie se simte în vocea reporterului siderat de ce se întâmplă în Românica, poliția și procuratura și-ar fi petrecut ultima săptămână nu doar investigând cauzele incendiului de la spitalul Balș, ci și locația exactă a microfonului în interiorul organismului lui Arafat. Poate că într-adevăr, pentru un moment, Reporterul a încetat să mai fie reporter în clipa în care și-a lăsat emoția să ia locul investigației reci și imparțiale gazetărești. Da, sincer. Dacă m-ați spune pe mine să aleg între, între un reporter cu întrebări obiective și verticale și unul înflăcărat de propriile emoții, eu aș alege să încep a împărți șuturi. Da, mă rog. Poate aveți o altă părere, iar eu sunt singurul care crede că este ceva putred în managementul departamentului pentru situații de urgență. Sau cum îi spun apropiații DSU. Plus că este revoltă în capul dumneavoastră. Spune că de fapt în capul lui Arafat este liniște ca într-o poiană din Apuseni. Una în care nu se fac grătare și există și hidranți bine camuflați estetic printre tufele de măslini. Precum acasă, în Siria. Toți colegii dumneavoastră au. -au e, comportat, e revoltă, revoltă e în uble. capul dumneavoastră acum până vedem. E revoltă românilor, situație. domnul Arafat. Deci. A, ok. Acum am înțeles. Deodată e limpede. Pentru că Raida Arafat nu este de origine română, din când în când sunt lucruri care îi scapă. De pildă un management riguros al instituției pe care o conduce, dar și ritmul limbii române, și în mod evident locul în care se pun accenții. Cred că, de fapt, nu voia să spună revolte e în capul dumneavoastră, ci voia să o exprime la modul pozitiv și general. Revoltă e în capul dumneavoastră. Iar aici a nimerit foarte bine limba română, pentru că dumneavoastră este și la singular, și la plural, și este foarte adevărat. În capetele noastre, ale tuturor, este revoltă. Ea e și perfect. Bravo! Continuați! Ceea ce s-a întâmplat la Matei Balș e bomboana de pe coliva care s-a tot străduit să fie tort. Ajunge. Deocamdată domnul Arafat nu este decât un contabil al tragediilor care se petrec în spitalele din România. La fel și ministrii și sănătății care s-au tot perindat prin guverne. Niște martori. Am avut un incendiu cu morți la colectiv, apoi la maternitatea Giulești, apoi la spitalul din Piatra Neamț. Acum la spitalul de boli infecțioase Matei Balș, iar domnul Arafat se răstește ca un director de filială la un biet jurnalist care își face meseria de român în România. Ajunge. Ajunge. Ce să mai spunem de domnul președinte care, la câteva ore după ce s-a întâmplat tragedia, i-a felicitat pe cei de la forțele de intervenție rapide. Dar până la urmă, în țara unde până acum trei decenii și ceva nu aveai voie absolut nimic, acum ai voie orice. Inadecvarea lucrează în Românica fără pauză de masă și nu are vacanță. Niciunul dintre acești oameni de stat despre care pomenim aici pare că nu înțelege că ajunge. Ajunge. Nu înțeleg nici măcar că nu mai trebuie numit nimeni niciodată în vreo instituție publică pe criterii politice. Ajunge. Pentru că iată rezultatul și e cu repetiție. Trecutul, dar și prezentul, ne recomandă țara drept o bună gazdă pentru anomalii. Amestecul ăsta de incompetență, sfidare și dispreț pentru consecințe e cel mai bun ciment pentru eșec. Și vorbim acum despre sănătate. Sperăm să nu se întâmple asta vreodată, dar imaginați-vă dacă vom avea, Doamne ferește, vreun tren deraiat sau vreun pod rupt cu tot cu mașini. Democrația a învins și la noi, în condițiile pe care le-a găsit la fața locului. Acești domni de prin ministere nu sunt altceva decât martorii unui spectacol cu dimensiuni de fenomen social generat de lipsa de scrupule, prin totală absență a oricărui simț al responsabilității. Pe fondul neaplicării legii, desigur. Noroc că la Matei Balș nu sunt acari. Așteptăm cu toate acestea să vedem ce asistentă de prin spital va fi găsită vinovată poate chiar cea care s-a prins instantaneu, ce se petrece și în secunda 2, a luat cea mai importantă decizie. Închiderea alimentării cu oxigen a întregii secții. Problemele existau și erau foarte vechi. Pacienții din spital rec reclamau că era atât de fric prin saloane încât riscai să te întâlnești pe holuri cu un țurțure, bolnav de pneumonie. Și nu vorbim doar despre niște cazuri Vorbim despre un asalt ale cărui dimensiuni cresc de la un an la altul, indiferent de tabăra de partid dinspre care sosesc cohorte de aspiranți la boieria de stat. Nu mai șochează răul, ci ușurința cu care ne-am obișnuit cu el. Ard pacienții în spitale camoroni pe grătarele din Delta Dunării în zilele ei bune, și se transformă totul într-o normalitate în care șocul a devenit principalul stimul pentru consum. Iar asta în vreme ce politicienii vin la fața locului și ne vorbesc cu un aer revoluționar, progresist și occidentalizat despre un proiect de vindecare a statului. Ajunge. Țara arde, iar babele nici măcar nu pot să se pieptene. Nu! Nu pentru că nu ar avea păr, ar fi o glumă prea facilă, nu mai pot să se pieptene pentru că ori ard prin spitale, ori mor de COVID din cauza de comorbidități. Prin spitale. Cineva de la Ministerul Educației caută dezor formula de reașezare a societății. După semaforizarea școlilor, și ne referim la codurile după care au funcționat galben, roșu și verde, acum noul ministru mai vine cu o propunere care sperăm să aibă sorți de izbândă, deși cel mai probabil, statistic vorbind, nu credem că se va întâmpla. Profesorii care nu pot merge la școală din motive medicale certificate trebuie să țină toate orele stabilite prin orar online, într-o singură zi, a declarat ministrul educației Sorin Câmpeanu la un webinar dedicat informării cadrelor didactice despre campania de vaccinare. Explic imediat. Webinarul pentru profesori și restul celor care o pandemie mai târziu tot nu s-au familiarizat cu web-ul și internetul este un seminar online, pe web. Măsura ar urma să fie luată de fiecare școală prin modificarea orarului, astfel încât elevii să nu ajungă în situația de a combina orele fizice cu orele online, mai spune ministrul. Ne este foarte teamă de astfel de organizări. Sorin Câmpianu dă constant drept exemplu situația din Franța în contextul pregătirilor deschiderii școlilor românești care ar urma să se petreacă pe 8 februarie. Luni, acum luni mai exact. Între timp în Franța situația epidemiologică rămâne foarte gravă. Guvernul de la Paris este din nou confruntat cu presiunea puternică să închidă totuși școlile, după exemplu țărilor precum Germania sau Marea Britanie, care le-au închis după ce le-au deschis. Noi nu mai vrem să spunem că este o decizie politică a vaccinaților care conduc România, pentru că știm că în România se petrece ceva special. Ceva ce se petrece mai rar chiar și decât aplicarea legilor, și anume că și elevii își doresc foarte mult să meargă fizic la școală. Puh. Când eram copil, nici măcar faptul că de la școală primeam vacanța nu mă făcea să vreau să merg acolo. În orice caz, sperăm că cei care decid începerea cursurilor cu prezență în bănci vor lua în calcul noile tulpini apărute de la ultimele teze și implicit loteria formelor severe. Între timp au rămas în aer foarte multe lucruri care ar trebui lămurite în același context al reînceperii școlilor. Știm tot de la domnul Câmpeanu că puțin peste 80.000 de cadre didactice s-au înscris pentru vaccinarea împotriva COVID-19, iar vreo 6.000 și-au făcut deja prima doză. Cu totul în România sunt cam 240.000 de cadre didactice, educatori, învățători, profesori de gimnaziu, de liceu și de facultate, la care se pot adăuga un personal auxiliar de vreo 50.000 de persoane. Niște calcule simple ne arată că mai mult de 65-70% dintre acești oameni vor fi expuși la virus sau, în cazul fericit, se vor imuniza lent în lunile care urmează. Cifra este uriașă. Dar unde se situează însă elevii în toate aceste calcule, pe care ne place să credem că nu le facem doar noi? Iar dacă le facem doar noi, ne cam dă cu virgulă. Să nu care cumva să fie doar un vânt de pripeală festivă pe acolo prin minister. Insistăm așadar. Ar fi minunat să înceapă școala cu prezența la clasă și profesorii în cancelarii, dar să se facă în deplină siguranță pentru toți actorii din educație, inclusiv, dacă nu cumva, mai ales pentru elevi. Mai ales că sunt deja câteva sondaje care spun că părinții constată faptul că învățământul a devenit din ce în ce mai mult responsabilitatea lor și mai puțin a reprezentanților școlii. Iar din predarea online nu se înțelege mai nimic. Spre deloc. Asta și pentru că atașamentul față de hârtia al unor profesori formați în alte generații și mai ales atașamentul față de neadaptare atât de evidente în școala online au adâncit nesiguranța de ambele părți. Nici profesorii și nici elevii nu se simt stăpâni pe rolurile lor. Până una alta, Ministerul Educației, prin Ministrul Educației, vedem că este foarte încrezător și optimist. Și ne gândim că poate se întâmplă asta de la culorile verde, galben și roșu, care cândva formau o strategie. Abia așteptăm să se redeschidă școlile. Dacă se redeschid și cârciumile, e ca și rezolvat. Mai rămân de rezolvat mărunțișuri. Precum pensiile, sistemul de sănătate, lipsa parcurilor, lipsa strategiilor de țară pe termen lung, natalitatea scăzută, piața muncii și, într-o notă personală, audiența media. Aristotel a împărțit universul său în sfere terestre și sfere cerești. Sferele terestre erau coruptibile, adică schimbătoare, și pe acestea locuiau oamenii. Iar ele nu puteau schimba sau modifica sferele cerești. Nu e școală online. Dar suportați-mă un pic. Aristotel stabilea patru elemente clasice care alcătuiesc totul în sferele terestre: pământ, aer, foc și apă. A mai spus și că cerurile sunt făcute dintr-un al cincilea element, unul special, fără greutate și incoruptibil și neschimbător, numit eter. Eterul se mai numește și quintesență, adică literalmente a cincea ființă. Frumos, nu? nu despre eter sau despre chintesență, vreau să zic câteva cuvinte, ci despre celelalte. Elementele cele foarte pământene. Că vrem sau că nu vrem, cu toți ajungem în pământ. Câțiva dintre pământeni, chiar dacă aleg asta sau nu, se întâmplă să-și piardă viața în aer, mai ales practicanții de parapantă, parașutism sau bungee jumping. Însă tot în pământ ajung, măcar gravitațional și tot ajung. Despre decesele românilor în celelalte două elemente, foc și apă, poate, în schimb, să vă povestească mai mult statul român prin Ministerul Sănătății și prin Biserica Ortodoxă. Să le luăm pe rând. 16 august 2010. 11 bebeluși sunt lăsați nesupravegheați pentru 12 minute de singura asistentă de serviciu la maternitatea Giulești. În jurul orei 18 și 30, un puternic incendiu izbucnește în încăpere. 3 dintre copii mor, iar 8 sunt grav răniți. Un scurt circuit produs la priza la care era conectat aparatul de aer condiționat a declanșat tragedia. Cum niciun adult nu era în încăpere, nimeni nu a sesizat producerea incendiului, așa că nou născuții nu au putut fi evacuați rapid și salvați. Fostul manager Bogdan Marinescu a primit șase luni din închisoare cu suspendare, iar șeful secției nou născuți, Adrian Ioan Toma, a fost achitat pentru infracțiunea de neglijență în serviciu. În schimb, Curtea de Apel București l-a condamnat pe adevăratul vinovat, Gigel Oprea, electricianul care în timpul liber era și acar în incintă, la un an de închisoare cu suspendare. Mai avem tragedii. 30 octombrie 2015. La clubul colectiv s-au strâns 400 de iubitori de rock, iar după o oră și jumătate de concert a izbucnit un incendiu care a dus la moartea 64 de tineri. Nu doar arși mulți dintre ei trecând în neființă datorită minciunilor din sistemul nostru sanitar, sistem care se jura o oră mai târziu după incendiu prin vocea Ministrului Sănătății că avem de toate și că nu trebuie transferați la spitalele de arși din străinătate. Rezultatul rămâne același. 64 de victime și foarte puțini vinovați, acari și de data asta. Continuăm. 14 noiembrie 2020, în jurul orei 18 și 30 de minute, a izbunit un incendiu la secția ATI COVID-19 a Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț. Ca efect al incendiului au decedat 10 persoane și au fost rănite alte 4, inclusiv 2 medici. Incendiul a readus în atenție starea sistemului de sănătate din România, precum și interferența politică în managementul spitalului, în tot ce mișcă în sistemul sanitar și în general în tot ce mișcă. Practic, nu mișcă nimic fără interferența politică. Probabil că se cam terminaseră cari după atâtea tragedii, ori s-au reprofilat cu toții că unul nu s-a mai găsit să iasă vinovat, și în acest caz. Deocamdată nu s-a găsit un vinovat. Dar căutările continuă. Că despre cercetări e greu să spui ceva. Și bineînțeles, ajungem la balș. 29 ianuarie 2021. La Institutul Național de Boli Infecțioase, profesor dr. Matei Balș din București, acest juvaier al sistemului public de sănătate, izbucnește un incendiu, în urma căruia își pierd viața până la această oră 11 persoane. Vinovați? Zero. Ni se promit noi reforme ale sistemului, ni se promit concursuri pentru ocuparea posturilor de manageri de către oameni competenți, nu numiți politic. Ni se promit investiții și proceduri, ni se promite un moment zero. Rezultatul probabil vom rămâne cu promisiunile, cu nozocomialele și cu ceva ce nimeni nu ne poate lua. Inexplicabilele. Nimeni de la minister sau de la pompieri nu poate explica și nu își poate explica l-a întâmplate. Iar asta este marcă înregistrată în România. Pacientul ars din Constanța a ajuns în Belgia după ce a fost plimbat prin trei spitale în România. Pe la Constanța, Iași și București acum câțiva ani pentru senatorul pe care îl durea burtica și avea diaree, s-a găsit un transport aerian de la Suceava la București. Dar pentru pacientul ăsta despre care vorbim acum, nu s-a putut rezolva. Așa că în cele câteva zile petrecute în sistemul nostru de sănătate, a apucat să ia trei bacterii, după cum susțin medicii din Belgia. Să continuăm? Nu cred că ajunge. Dacă de câțiva ani ne-am obișnuit cu incendiile din spitale și cu nozocomialele de parcă ar fi produse românești, iată că mai apare o ofertă de nerefuzat. De data aceasta din partea unui alt stâlp al societății românești, Biserica Ortodoxă. Un copil de șase săptămâni a murit la o zi după ce a fost botezat. Iar asta s-a întâmplat nu în vreo țară din Asia sau din Africa, ci chiar în minunata și legendara Suceava. Doctorul Dan Teodorovici, purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Suceava, a spus că bebelușul a fost adus la urgență în stop cardiorespirator, a fost internat la secția ATI, dar a murit de dimineață. Medicul a confirmat că bebelușul a aspirat lichid în plămâni. În opinia lui Vasile Bănescu, purtător de cuvânt al BOR, este inexplicabil cum s-a putut întâmpla o astfel de tragedie în contextul în care botezul a fost oficiat de un preot cu multă experiență. Am încheiat citatul. Sper că este vorba de experiența preotului în aprinde lumânări, că în a băga copii în pământ pare că abia acum capătă oarece experiență. Deci cu ce rămânem noi ăștia cu taxele? Cum? Cu inexplicabilele. Ai zice că jucăm cu toții după ureche lipsiți de scenariu într-un episod din dosarele X. Problemele cu botezul au existat dintotdeauna la noi. Probabil de la primul botez. Lucrurile au devenit volatile și s-a lăsat cu scandal din cele mai vechi timpuri, de la traci și de la daci și de la primul băștinaș, nu din calea afară de religios, care a botezat prima ulcică de rachiu din Tescovina. Iar lucrurile au luat-o la vale, mai ales după creștinarea Imperiului, când botezul a devenit o modă. Pentru că dacă nu erai botezat, nu puteai fi alungat, prigonit, ori aruncat la lei, pe cale de consecință. Creștinismul s-a răspândit și dezvoltat până în zilele noastre când o altă urgie s-a bătut asupra enoriașilor de pretutindeni. Și anume, purtarea măștii. Să revenim. Am auzit cu toții de această mare tragedie, moartea unui bebeluș la propriul botez. Am căutat imagini, dar în mod evident ne-am răzgândit. Și am ales în loc acestea. Imagini filmate anul ăsta, în a doua zi de Paște, într-o comunitate penticostală. În imaginile surprinse de participanți și postate pe un site de socializare se poate vedea cum în prezența unui pastor femei și bărbați sunt scufundați pe rând în apă, iar de pe margine alte zeci de persoane cântă și rostesc rugăciuni. Polițiștii au reușit să facă rost de filmări și au identificat 19 persoane pe care le-au amendat cu câte 2000 de lei fiecare. Bine.

După ce vezi imaginele, te gândești că ori este cel mai greșit mod de a pescui, ori nu au înțeles absolut deloc cum anume se face snorkeling. Plus că sigur nu au înțeles nimic din cum anume se aplică regulile și normele impuse de starea de urgență națională. Cât despre problemele zilei, în urma mega-scandalului cu bebelușul care și-a pierdut viața, s-a implicat și avocatul poporului, Renate Weber. Ceea ce, deodată, ni se pare cât se poate de firesc. Nu știu câți ani are, dar dacă mă iau după modul total îmbătrânit și depășit în care a reacționat de-a lungul timpului, poate avea o părere cât de cât obiectivă, ca participant direct la primele cazuri de botezuri din istoria civilizației. Iar cu aceasta, Cred că putem să ne închem liniștiți la comentologie. Ne vedem săptămâna viitoare.